este să pilotați un buggy pe macadam în cursele de rallycross? Să știți că e foarte spectaculos. De fapt, jucăria asta și, în general, buggy cu tracțiune în spate, este o mașinuță foarte spectaculoasă. Mașinuța făcută manufactural, într-adevăr, nu este ca o mașină de fabrică. Și atunci vor fi probleme permanente de a adapta câte ceva la ea, un motor, o cutie, o suspensie. Nu ai niște standarde cu care te-ar fi ajutat constructorul. Aici e doar din imaginația fiecăruia. De un an de zile tot umblu la el cu un coleg de la Câmpul Lung, domnul Ticuță, care mi-a pregătit motorul, l-am upgradat, este un motor de 1600, dar dus puțin cu un soft, mult mai mult și în ture și în cai automat. Clasic este un motor de Logan sau de Renault, de 1.6 valve, 105 cai, dar eu cred că am undeva în jur de 125-130 de cai acum. De câți am participat în etapele de rallycross? La rallycross din 2000, de fapt de atunci, da, 2016. Și cum v-ați apucat? Atunci. Plăcerea a fost de mic, dar astea erau posibilitățile. Era foarte greu să accezi în zona asta, odată că îți trebuiau bani. Câte mașini ați schimbat? Două, tot buggy. Le consider mult mai spectaculoase decât o mașină obișnuită. Iar pe primul i-am forțat eu puțin limitele, era un buggy de agrement, un motor de ATV de 500 de centimetri cubi și eu mă dădeam la clasă 2600. Forțându-i puțin limitele și el s-a supărat pe mine, m-a trântit, să spunem, și a trebuit să stau pe bară, am niște operații. Cât ați stat pe bară și cât de grav a fost accidentarea? Destul de gravă. Ținând cont de ce am pățit după, pe moment să știți că nu se simte absolut nimic. Adică eu eram cu capul în jos și încercam să cu spectatorii să-l pun pe rost să plec, după care am observat că mâna mea juca puțin. Și am stat 2017 pe bară, am dat 2018, 2019 iarăși reoperat, scos plăcuțe și tot așa. Cu toate astea ați continuat. Da, este foarte, foarte plăcut.